folosește absența pentru a obține respect și onoare. Cum se face că acum 2 săptămâni prețul măștilor să fie de 20 de bani pe bucată, iar acum să ajungă undeva la 20 de lei? Răspunsul e simplu. Cu cât un lucru, obiect, persoană e mai greu de găsit, cu atât valorează mai mult. Hai să luăm ca exemplu aurul. Acesta nu are multe întrebuințări din punct de vedere operațional, nu poți construi mai nimic cu el decât bijuterii și totuși el valorează mult. Aurul, ca și orice altă resursă, chiar dacă nu aduce nimic pozitiv în viața consumatorului, va valora mult datorită indisponibilității acestuia. De exemplu, dacă mâine s-ar descoperi o mină infinită de aur, iar acesta ar ajunge mâinile oamenilor, valoarea lui intrinsecă s-ar îndrepta spre zero. Prețul acestuia ar scădea dramatic, fiindcă toți l-ar deține. E ca și cum te-ai lăuda pe stradă că ai apă și ești bogat. Oamenii ar râde efectiv de tine. În lumea civilizată avem apă la discreție, de aceea e o resursă cu valoare mică, însă aceeași resursă într-un alt context ar putea valora mult mai mult decât aurul, și anume. Să zicem că te afli părăsit pe o insulă unde nu există apă potabilă, resursa numită apă curată fiind mereu o problemă pentru tine. Din senin apare cineva care e dispus să-ți rezolve această problemă și să te scoată definitiv de acolo. Pun pariu că ai dat efectiv orice ca să scapi. N-ar conta că pe cea insulă sunt resurse infinite de petrol, aur, diamante, etc. Dacă n-ai apă potabilă, poți muri lângă ele, așa că ai da oricât ți-ar cere cel cu apa. Iar acest principiu trebuie aplicat în toate arile vieții tale. Dacă mă urmărești de ceva vreme, ți-ai dat seama că eu postez maxim o dată pe săptămână. În loc să fac alții să postez lucruri banale mai des, prefer să-mi folosesc energia pentru a crea ceva calitativ, chiar dacă asta înseamnă că postez mai rar. E bine că acționez astfel, fiindcă așa am certitudinea că există o formă de respect între noi. Eu îți consum doar câteva minute pe săptămână, iar tu ai de câștigat tot ce e mai bun din munca mea. Cum ar fi fost dacă în loc de această formulă, începeam să postez zilnic, să fac filmețe mai scurte și mai slabe calitativ? Pun pariu că în termen de câteva săptămâni, nimeni nu s-ar mai uita la We Love Books. Ironia face, tocmai fiindcă postez atât de rar, răspund comentariilor când apuc și sunt indisponibil pentru discuții și alte lucruri de genul, tocmai asta mă face și mai valoros. Primez mai multe mesaje, mai multe cereri și proiectul îmi crește. Dacă ajungi să adaugi această incertitudine a prezenței în viața ta, toți te vor aprecia mai mult, iar pe lângă asta vei crea și un fel de aură providențială în jurul tău. Gândește-te ultima dată când ai văzut în realitate o vedetă. Efectiv, te gândeai doar la acesta, îl cântereai din priviri, probabil că ai și încercat să te compari cu el, etc. Ideea e că acesta ți-a luat toată atenția și te-a făcut să le zici și apropiaților să vedeți pe cine am văzut eu astăzi. Tocmai datorită acestei aure pe care vedetele și-au format-o în timp, faptul că nu sunt disponibile îi face să fie și mai doriți. Dacă să zicem că ai avea ocazia să-i cunoști și ți-ai petrece mult timp în compania acestora, ai realizat că nu sunt atât de diferiți pe cât par. Și în plus, acea aură le dispare cu cât stai mai mult în prezența lor. Chiar m-am gândit mult dacă să scriu următoarele rânduri sau nu, datorită faptului că sunt discret. Însă cred că această experiență de-a mea te poate ajuta mult și pe tine, așa că n-am să dezvălui identitatea persoanei în cauză. Se făcea că în trecutul nu foarte îndepărtat am fost la o petrecere privată, iar acolo erau mai multe personaje publice, eu fiind printre cei mai anonimi de acolo. Cum stăteam de vorbă cu doi prieteni, o fată și un băiat, aceștia au decis să-mi facă cunoștință din diverse motive cu o fată, care e mai mult sau mai puțin cunoscută. Întâmplarea a fost că ne-am conectat și am decis să ne revedem în una din următoarele zile. În tot acest timp aveam așa un sentiment că, bă, în sfârșit o să mă trezesc cu o vedetă și eram într-o oarecare formă nerăbdător. Toată această aura a ei s-a spulberat în momentul întâlnirii, fiindcă mi-am dat seama că ea e fix ca oricare altă persoană. Strict ca om, avea un caracter fain, era conservatoare și nimic din ceea ce îmi transmitea nu era deplasat. Diferența față de restul și acea aură erau create din imaginea ei publică și din munca acesteia, însă strict ca om era la fel ca noi. Bineînțeles că toți de la acea petrecere o felicitau și o respectau, fiindcă ea, într-un mod indirect, aplica această lege a puterii. Iar dacă tot vorbim de astfel de lucruri, vreau să-ți mai dau un exemplu la care să te gândești și anume. Să zicem că de azi ai parte de iubire infinită din partea maselor, toate fetele te iubesc și pe care o vrei, pe aia o ai. La început, entuziasmat fiind probabil de acest aspect, te vei distra maxim. Însă după un timp vei deveni extrem de selectiv cu cine decizi să te cuplezi, tocmai fiindcă această resursă e atât de disponibilă. Fă un exercițiu de imaginație. Pentru câteva secunde, pune-te în locul unei fete frumoase, iar mai apoi vei înțelege de ce e așa de apatică când apar băieți noi pe lângă ea. Gândește-te că acestea primesc zeci de mesaje zilnic. De toate genurile, ai putea zice chiar că le-au văzut pe toate și le-au auzit pe toate. Pentru ele, resursa numită bărbați e infinită. De aceea, au filtre prin care încearcă să scoată calitatea. E normal să devină insensibile la abordări, tocmai fiindcă primesc mii. Dacă de mâine resursa numită bărbați ar scădea drastic, să zicem că ar mai exista undeva la 10.000 în toată lumea, aceștia ar deveni prețioși precum diamantele, indiferent cât de calitativ sau nu ar fi. Înainte să te gândești la niște planuri mari,
malefice de cum să faci să ajungi în acea ipostază utopică, să știi că este un secret prin care poți atrage parteneri calitativi și oameni în general, iar el sună cam așa: fă ca tu să ajungi de calitate. Degeaba sunt mulți oameni pe pământ, atât fete cât și băieți, dacă aceștia nu sunt și calitativi. Așa că în loc să încerci tactici de seducție, cum să-i scrii mesaje, să te faci remarca și tot fel de prostii de genul, mai bine investești în tine, devii un bărbat alfa și în modul acesta tu vei fi aurul, iar ele se vor lupta pentru tine. Niciodată nu apreciem valoarea cuiva decât în momentul când acesta dispare din viața noastră. Un iubit care nu mai e, o persoană dragă care a decedat, un animal care s-a pierdut. Toate acestea le îndrăgim în momentul în care nu le mai avem. Așa că din acest moment încearcă să fii precum soarele, mereu disponibil pentru sufletele oamenilor, dar și retras ca aceștia să știe că fără tine o parte din viața lor devine întunecată. Dacă mai vrei astfel de clipuri, spune-mi asta în comentarii, neapărat să dai un like, iar până data viitoare, succes!